un scandal regal poate schimba cursul istoriei și poate afecta chiar și cele mai puternice dinastii. Povestea regelui George, al IV-lea al Angliei, este una dintre cele mai interesante și dramatice din istoria monarhiilor europene. Înainte de a deveni rege, George al IV-lea a fost implicat într-o căsătorie secretă cu o femeie catolică, Maria Fitzherbert, o uniune care contravenea legilor britanice. Ulterior, regele George s-a căsătorit din motive politice cu Caroline de Braunschweig, iar relația lor tumultoasă și plină de conflicte a dus la unul dintre cele mai mari scandaluri regale din istorie. În anul 1785, pe când era încă prințul de Wales, George al IV-lea s-a îndrăgostit profund de Maria Fitzherbert, o văduvă catolică care i-a cucerit inima prin farmecul și eleganța sa. Totuși, această legătură a fost problematică de la bun început din două motive. În primul rând, Maria era catolică, iar legile britanice de la acea vreme interziceau oricărui membru al familiei regale să se căsătorească cu un catolic. În al doilea rând, George nu avea permisiunea tatălui său, regele George al III-lea, pentru a se căsători, ceea ce făcea căsătoria nulă din punct de vedere legal, conform actului de căsătorie regală din anul 1772. Cu toate acestea, George și Maria s-au căsătorit în secret, într-o ceremonie intimă. Acest gest nesăbuit avea să-l urmărească pe viitorul rege toată viața. Deși căsătoria nu avea nicio recunoaștere legală, pentru George, Maria era soția lui de drept. De-a lungul anilor, George al IV-lea a fost copleșit de datorii din cauza stilului său de viață extravagant. Pentru a primi sprijin financiar din partea Parlamentului, a fost obligat să accepte o căsătorie aranjată. Așa a ajuns să o ia de soție pe Caroline de Braunschweig. În anul 1795, o decizie pur politică, fără niciun strop de dragoste. Relația dintre cei doi a fost un dezastru de la bun început. George a descris-o pe Caroline ca fiind vulgară și lipsită de maniere, iar aceasta, la rândul ei, nu îl suporta pe George. După doar un an de mariaj, au trăit separați, iar scandalurile dintre ei au devenit o sursă constantă de dramă pentru întreaga curte regală. Un aspect fascinant al acestui conflict conjugal este modul în care Caroline a reușit să manipuleze situația. Fiind conștientă de căsătoria ilegală dintre George și Maria Fitzherbert, Caroline a amenințat în repetate rânduri că va expune acest secret publicului, creând o situație extrem de riscantă pentru viitorul regelui. Dacă ar fi fost făcută publică, această revelație ar fi putut provoca un scandal uriaș, punând în pericol tronul și stârnind o criză constituțională. George al IV-lea a fost atât de îngrozit de posibilitatea ca secretul să iasă la iveală, încât
a încercat să o mituiască pe Caroline pentru a o reduce la tăcere. I-a oferit sume considerabile de bani și diverse favoruri, dar Caroline, care era cunoscută pentru personalitatea sa temperamentală și încăpățânată, a refuzat să cedeze ușor. În anul 1820, la moartea tatălui său, George al IV-lea a devenit oficial rege al Angliei, iar tensiunile cu Caroline au escaladat și mai mult. Caroline s-a întors din exilul său autoimpus în Europa, cerând să fie recunoscută ca regină. George, însă, a refuzat categoric să-i ofere acest titlu și a încercat să obțină un divorț prin intermediul unui proces public rușinos. Așa numitul proces al reginei a fost o tentativă de a o acuza pe Caroline de adulter în speranța de a obține un divorț, dar publicul englez a simpatizat cu Caroline, considerându-l pe George crud și nedrept. Deși procesul nu a dus la un divorț formal, Caroline a fost în cele din urmă exclusă de la încoronarea lui George al IV-lea și nu a fost niciodată recunoscută oficial ca regină. Scandalul dintre George al IV-lea și Caroline de Braunschweig a avut efecte devastatoare asupra imaginii monarhiei britanice. În ochii publicului, George a devenit un personaj detestat, perceput ca fiind egoist, lacom și lipsit de scrupule. Pe de altă parte, Caroline a fost văzută ca o victimă a abuzului de putere al regelui, iar sprijinul public pentru ea a fost imens. Acest conflict a contribuit la eroziunea încrederii în monarhie și la creșterea nemulțumirilor politice, punând bazele pentru reformele care au urmat în secolul al XIX-lea. Povestea lui George al IV-lea și Caroline de Braunschweig este una plină de lecții despre putere, dragoste și manipulare politică. De la căsătoria secretă cu Maria Fitzherbert, la încercările disperate de a controla situația cu Caroline, George al IV-lea a fost prins într-o rețea de propriile sale decizii greșite. Scandalurile regale, șantajul și luptele interne au fost nu doar o problemă personală, ci și una de stat, afectând în mod direct imaginea și stabilitatea monarhiei britanice.